Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră cu Far Cry 5. E bine, dragi prieteni, hai să ieșim de aici și să vedem. Asta e elicopterul meu. Cum ajung eu sus? Bună întrebare. Chiar o întrebare foarte bună. Băi, ești nebun, nu pot să ajung la propriul meu elicopter. Hai mă! În sfârșit. Se poate. Mai greu, dar se poate. Și hai să aterizez aici ca să urce și prietena mea. Hai mă! Unde ești? Se mișcă cam greu. Hai că o văd. Bun, da? A urcat? În sfârșit. Perfect. Păi, ideea este că avem ceva de mers. Aparent nu foarte mult. Sincer, mă așteptam să mergem mult mai mult de atât. Dar cu elicopterul ajungem imediat. Zic că este absolut perfect. Bun, să fie oare Peggy's pe aici? Eu nu văd. Ok, da. Hai că nu pare a fi greu deloc. The bunker should be marked on the map. Once you've got it, pick a spot and go. But Eden's Gate has a few hunting parties out. Ok, alte chestii interesante. Nu prea găsesc. Deci, hai să mergem. Bun. Se împușcă lumea. Asta nu-i bine. Bă, dacă tipa asta nu vrea să urce în elicopter, e treaba ei, pe mine nu mă interesează. Hai acum să vedem. Aparent sunt dinamici în zona asta. Nu știu pe unde, dar sunt pe undeva. Aha. Oho, perfect. Bun, eu acum hai să-mi văd de ale mele. Chiar trebuie să mă duc la obiectivele astea două și nu știu ce o să le fac. Ce pare mai se întâmplă acolo? N-am nici cea mai vagă idee, dar sincer, nici că mă interesează. Bun. Păi, unde să mă duc eu prima dată? Hai să mergem aici. Să vedem ce și cum. Nu am înțeles exact ce trebuie să fac. Sunt puțin grăbit, adică chiar vreau să îndeplinesc obiective cât mai multe într-un timp cât mai scurt. Și nu prea am fost atent la ce trebuia să fac. Cred că sunt niște stash-uri pe aici sau ceva. Sunt inamici prin zona? Sau ce se întâmplă? Ok. Can see you on the cameras. Stash should be somewhere. Shit. There's a call patrol headed your way. Aha. Ia să mai vedem noi pe aici. Aha, văzim pe cineva. Stash will definitely be outside the cabin. Take a look around. Mai sunt ăștia pe aici? Ah, pe unii mănâncă ursul. Chestii de-astea. Hai că o să aterizez aici. Și vedem noi mai departe. Bun. În primul rând să mă uit aici în clădire. Nimic interesant. Categoric nimic interesant. Și stash-ul mă gândesc că poate fi undeva pe aici. Sau în fine, trebuie să fie undeva pe aici. N-am idee exact pe unde. Still no luck? It could be some sort of bug out hole nearby. You know, like a small hatch.
Hai să vedem, poate să fie pe aici undeva. Nu prea am idee. What the fuck? Bun. Explorăm. Cât de greu poate să fie, nu? Sper să nu fie foarte greu. Acum orice ar fi, o să fim împreună și o să descoperim tot ce e de descoperit. Bine. Unde naibii ar putea să fie? Mă jur că nu am nici cea mai vagă idee. Foarte straniu. Ah, ia uitați. Cha-ching! Gata. Așa, da? Bun. Perfect. Doar atât aici? Ok, hai să mergem mai departe. Din nou, aceeași mecherie, luăm elicopterul, pentru că este mult mai rapid. De ce m-aș chinui eu să merg pe jos când am un fucking elicopter? Și foarte bine în armat. Hai să vedem. Nici măcar nu e foarte mult de mers, adică chiar puteam să merg pe jos cum ar veni, dar fuck it, elicopterul e mai rapid. Asta e o dubiță Pegis, nu? Care sunteți, mă? Băi, ești nebun? Gata, ești terminat? Nu prind de unde să trage. Ah! Oh shit, nu e bine. Chiar nu e bine deloc. Gata. Cred că aia a fost. Și aterizez aici. Păi chiar m-am descurcat binișor. Și hai acum să vedem. Ce găsesc eu în locul ăsta? Foarte mulți oameni care au fost uciși. Asta e nașpa. Oh, ok. Avem aici un safe pe care trebuie să-l deschidem într-un fel sau altul. Oh. Cha-ching, o căciulă de bani. Alte chestii faine? Nu prea multe. Și hai să vedem. Hopa, ce-am găsit eu aici? Nice. Foarte tare. Și uitați ce mai avem noi aici. O armă destul de faină. What the fuck? Cineva are nevoie de ajutorul nostru. Hai. Stop those Peggies from taking off with our supplies. Bun, da? Avem ceva de mers. Partea bună este că ne deplasăm cu elicopterul. Deci asta o să facă drumul foarte rapid. Partea nașpa, în schimb, este că Peggies au atacat acel stash la care trebuia să ajungem noi chipurile. Și acum trebuie să fugim după Peggies sau în fine. Încercăm să-i prindem de în urmă sau ceva de genul ăsta. Sau chiar să-i atacăm la locația stash-ului. Orice ar fi, hai să văd. Opa! Gata, boss. S-a rezolvat. Perfect. Asta a fost ușor. Bun, da? Hai să ne tirăm. Cât de repede am scăpat de ăștia?
chiar super rapid. Păi bine, hai să ne întoarcem și să le dăm oamenilor ălora ce am luat din stash-uri. Și după aceea să vedem dacă mai avem un alt obiectiv de îndeplinit. Cine știe, poate găsim ceva interesant. Bun. Să vedem, ne strecurăm pe aici. Și, ia uitați, putem chiar să aterizăm elicopterul într-un loc decent. Super, nu? Bun. Și, ia să vedem ce se află aici jos. Ah, de aici am venit. E ok. Hai să predăm acest quest. Nice work. Damn. Glad we can actually put this stuff to use instead of letting it collect dust in some bunker. This is a big help. I can't believe you caught those guys. Thought for sure they'd get away. If we had a couple more people like you around here, Eden's Gate would have rolled over a long time ago. Thanks again, deputy. Perfect. Și uitați ce avem noi aici. Might have come across a little harsh earlier. I ain't apologizing. I'm just acknowledging. I don't trust people I don't know. But Eli says you're all right, so I gotta go with that until I see otherwise. You prove your worth, and you and I will get along just fine. But if you keep disappearing for days at a time like that, well, you ain't making yourself look good. Here's the deal. Weedy's trying to get a pirate radio station up and running. He told Eli it's to help coordinate the militia, but I'm pretty sure he just wants to play his own music. So we're gonna indulge him. Problem is, he can't get a signal out. Our friend here said the cult's been jamming this whole area. Also told us how. Seems there's two radio towers with jammers on them and a third on a mobile unit patrolling the road. Take the towers out first. That ought to clear the signal enough for me to locate the patrol. I'll let you know when I find it. Do this, and maybe we can start building some of that trust up. Ok, bun. Hai că avem niște treabă. Chiar destul de multă treabă avem. Deci, hai să vedem. În primul rând, hai să mă uit la shop. Sunt foarte curios. Ce arme sunt disponibile pe aici? Ia să ne mai uităm noi. Ideea este că am nevoie de arme probabil destul de puternice. Dar în același timp nici nu vreau arme d-astea super OP. Pentru că nu prea mai e distractiv jocul. Dar știți ce? Hai că avem bine ce avem noi. Cumpăr muniție. Și să vedem. Chestii de vânzare, nu prea. Bun. Păi, urcăm sus. De parcă am putea urca și jos, dar în fine. Și hai să mergem. Elicopterul ăsta ar merita reparat puțin. Dar o să mai reziste. Arată urât, dar funcționează perfect. Și tipa asta vine și ea? Doamne ajută. Bun. Păi, cred că o să mergem la primul turn, care se află relativ aproape. Și din nou, noroc cu acest elicopter, pentru că putem ajunge foarte ușor dintr-o parte într-alta a hârții. Dacă nu avem eu elicopter, ce ne făceam? Trebuia să mergem pe jos sau, în fine, cu vreun alt tip de vehicul care e mult mai încet și... Nu e Caterinca, nu? Chiar nu e. Așa, cu elicopterul totul este super ușor. Evident, nu o să mergem în permanență cu elicopterul, pentru că nu o să mai fie distractiv jocul, dar așa din când în când nu strică. Bun. Ah, fuck it. Așa, da? Bun. Să aterizez cu elicopterul pe aici undeva. Și hai să vedem. Am o lunetă ceva? Nu am. Dang it.
Nea, trebuie să mă duc personal până acolo sus. Știu, nu e distractiv, dar ce să fac? Nu prea am foarte multe opțiuni în momentul ăsta. Hai să vedem. Ajungem imediat sus. Și după aia ghiciți ce? Mai trebuie să urcăm ceva. Da, nu mă încânt atât de tare, dar n-am de ales. Ok, de ce se mișcă turnul ăsta atât de tare? Sau mă mișc eu? Habar n-am. Să vedem. Perfect, da? Luăm elicopterul și mergem la următoarea locație. Puteam să folosesc wingsuit-ul pe care l-am, dar cu elicopterul e mai distractiv. Opa! A, drăcea naibii. Perfect, da? Hai să salvăm niște oameni. Imediat. Bun, și acum hai în elicopter. Să vedem unde e gagica aia. Băi, habar nu am, dar nici că mă interesează, pentru că am foarte multă treabă și n-am timp să aștept după aia. Am observat că nu se grăbește niciodată nicăieri. Eu sunt un om foarte grăbit. Am atât de multe lucruri de făcut și, credeți-mă pe cuvânt, nu am timp să aștept pe toată lumea. Chiar nu am. Și nici măcar chef nu am să fac treaba asta. Vreau pur și simplu să-mi fac treaba aici, să îndeplinesc toate obiectivele și să progresez într-un fel cu povestea jocului. Ei, ia uitați. Un avion care o să se prăbușească. Hai mă. Oh, nu. O să cadă. Ce păcat. Ok. Hai să ne întoarcem la treaba noastră. Am scăpat de avionul ăla. Nu de alta, dar dacă nu scăpam noi de el, încerca el probabil să scape de noi. Și nu prea afacere. What the fuck? Ce se întâmplă acolo? Nu-mi dau seama. Ceva ce arde. Ah, perfect. Oh shit. Okay. Third jammer's on a truck. South. It's on the road south of you. You might have time to set up an ambush if you hurry. Bun, trebuie să opresc aici. Și să salvez pe fraiera asta. Care era pe cale să moară. Ia hai. Vino tu cu mine. Nu știu ce nebii se aude. E unul care urlă de nebun, dar nu mă interesează de persoana lui. Hai acum rapid. Ne urcăm în elicopter. Hai. Dacă nu vine în elicopter mai repede, plec fără ea. Gata, fac it. Bun. Și acum hai să merg la obiectiv. V-am spus, tipa asta n-are nicio treabă. E oarecum un lup singuratic, să zicem așa, și nu vine cu mine când am nevoie de ea. Deci, fuck it, mă duc singur. Deși e mai distractiv în doi, dar aia n-am ce să fac. Să vedem. Cineva pe aici, da. Ok. Stai cam nimeni? Nu e ăsta. Altui camion. Aha, l-am găsit. Get ready. It's coming.
super, da? Deci nu era o camionetă, cât era un camion în toată regulă. Perfect, da? Păi, acestea fiind spuse, dragi prieteni, cred că o să luăm o mică pauză, pentru că am făcut deja suficient de multe lucruri. Și da. Opa! Ca să vedeți, avem un alt obiectiv. Când credeam că o să ne oprim și noi, aparent lucrurile nu merg chiar așa. Ok, în cazul ăsta, hai să ne punem pe treabă. Cât de greu poate să fie, nu? Ce pana mea să fie aici? N-am nici cea mai vagă idee. Hai să vedem. Ciudat, nu? Foarte ciudat. Și am o distanță atât de lungă de parcurs. Vă dați seama cât de nașpa ar fi fost dacă aș fi mers pe jos? Da, ar fi fost nașpa. Sau cu mașina. N-ar fi fost atât de rău, dar totuși aș fi ocolit foarte mult. Așa, cu elicopterul, totul este super ușor. Evident, am foarte mult de mers, dar măcar nu-mi bat capul atât de tare. Să fie oare un avion undeva? Nu. Am altă treabă, băieți. Ia, lăsați-mă pe mine în pace. Opa! Este un elicopter. Hai să facem praf camionul ăsta. Ah, mai greu. Ah, sau poate că nu. Perfect. Zic că e destul de mișto. Și să vedeți. Mai avem relativ puțin până la obiectiv. Și după aia, n-am nici ce mai fac de aici urmează. Probabil nu o să luăm pauza pe care mi-o doream. Dar măcar o să facem treabă faină pe aici. Ok, da. Nu știu ce naibii se întâmplă acolo, dar se întâmplă ceva. Să cheltui $1000 pentru muniție, nu știu dacă se merită. Mă descurc și fără. Chiar mă descurc. Dar, în schimb, s-ar putea să mai fac eu o șmecherie. Sau poate că nu. Hai mă, nu explodează asta odată. Ba da, da, mai greu. Tipa asta vrea să vină cu mine? Nu știu, dacă vrea, acum e momentul. Dacă nu, o să meargă foarte mult timp pe jos. Ia să vedem. Hai că vine. Mai greu, dar vine. Oh shit, mamă. Mi se face rău. Lead the way. Pe bune, nu vine cu elicopterul? Adică nu știu atât de generos. Lasă naibii drăcea asta. Jesus. Hai să vedem. Se poate? Nu-mi dau seama. Și e buguit jocul. Deci plecăm fără ea. Bă, măcar m-ați văzut că am încercat. Dar dacă nu vrea, e treaba ei. Nu mă interesează pe mine. Și hai să distrugem următoarele turnuri. Sincer, mă așteptam să fie puțin mai distractiv să facem treaba asta. Dar este plictisitor, oricum o fac.
Hei, dar în schimb, ia uitați ce am găsit aici. Hai mă! Uitați Peggy's? Sau în fine, au fost Peggy's ăștia. Acum nu mai sunt. Am scăpat și de ei. Și hai acum să ne vedem mai departe de treaba noastră. Doamne, ce aș fi vrut să merg mai repede de atât. Harta jocului e mare, e frumoasă, dar uneori când trebuie să te duci dintr-o parte într-alta de nebun, e cam plictisitor. Chiar este super plictisitor. Dar cineva trebuie să facă și treaba asta, nu? Eu așa zic. Hai încă puțin. Sau în fine, în cazul nostru puțin mai mult. Dar am speranță că o să terminăm toată nebunia asta mai devreme sau mai târziu. Nu? Eu așa zic. Hashtag Doamne ajută. Îi dăm aici și cine știe, poate o să terminăm și noi toată nebunia. Garantat o să o terminăm. Dar cât o să dureze, habar nu am. O să încerc să nu mă mai opresc, să mă mai bat cu Peggy's, pentru că nu prea are sens. Chiar nu prea are sens în momentul ăsta. Vreau doar să terminăm chestia asta. Nu mai suport. O să nebunesc. Chiar o să nebunesc. Și elicopterul ăsta arată groaznic acum, că e super bătut. Dar o să-l reparăm noi. Și o să fie mai ok. Ce chestia asta? Habar nu am. Era ceva. Orice ar fi fost, am distrus-o și am scăpat. Dar, ghiciți ce? Mai avem treabă. Deci nu vă entuziasmați. Avem foarte multă treabă de făcut. Și am ajuns la un baraj. LOL. Interesant, nu cred că am mai fost vreodată pe aici. Mă jur, deci nu cred că am mai trecut pe aici, în zona asta. Orice ar fi, uitați-mă că am ajuns și aici. O fi ăsta capătul hărții, dar cui pasă? Ia să vedem. Bun. Am terminat și aici și mai avem încă puțin și scăpăm de tot. Dacă nu ne distruge cineva elicopterul. Sper să nu o facă. Dar în cazul în care o face, aia nu depinde de mine. Eu am vrut să iau pauză acum mult timp. Dar dacă cineva mă obligă să fac o misiune secundară, eu nu pot să zic nu. Chiar nu pot. Și clădirea aia pare foarte cunoscută. Cred că am ajuns la un moment dat acolo fără voia mea. Dar cui pasă? Am altă treabă. Mai mult? Hai că nu mai e chiar atât de mult. În niciun caz nu e puțin, dar nici mult nu e. Mai ales că suntem în elicopter. Puțin. Gata, vere. Am scăpat. Oare am scăpat? Okay. The good news is you took out a solid chunk of those damn wolf beacons and that's gonna really hurt the cult. Habar n-am. The bad news is that there's apparently 10 of those fucking things and I don't have any info on where the hell the rest are. You'll have to track them down. But once they're gone, it'll be huge in putting those judges down. Good luck. Ok, eu mi-am făcut treaba, vreau să iau pauză și chiar asta o să și fac. Sper că v-a plăcut acest episod care a durat mult mai mult decât am anticipat. Sper că vi s-a părut interesant. În caz în care v-a plăcut, dați un like, în caz în care nu, e bine, și butonul de dislike funcționează la fel de bine. Și noi o să ne revedem cât de curând. O zi excelentă vă doresc, la revedere!